Cei care s-au născut în zodia gemenilor vor avea în ziua de 7 ianuarie o perioadă în care se vor gândi la bani. Nu că nu s-ar fi gândit până acum, dar fața lunii pline care se realizează în această zi este de natură să repună pe tapet o dihotomie. Bani câștigați, bani care trebuie cheltuiți, bani care trebuie primiți, bunuri care trebuie valorificate. Și aici combinația este destul de dificil de rezolvat sau de acceptat, pentru că află lucruri cu care nu sunt de acord, situații pe care le contestă, oferte pe care le resping, discuții în contextul cărora ei susțin un interes, un punct de vedere, într-o totală contradicție cu ce vor, ce pot și ce afirmă cei cu care se întâlnesc pe această temă. E oarecare încleștare, ca să nu zic că este confruntare, ca să nu zic că este chiar ridicarea cotei de conflict și de ostilitate. Depinde acum cine ce problema are. Nu este momentul nici să se întâlnească. Bun, să zicem că n-au cum să amâne, întâlnirea era de prea mult timp programată, se duc, fac act de prezență, dar nu e bine să semneze acte și documente, nu e bine să facă promisiuni, nu e bine nici să fie prea ostil și prea refractar, pentru că s-ar putea ca la un moment dat ceva din oferta, din principiile, din argumentele acelora să trebuiască să fie luat în calcul și acceptat și atunci dialogul s-ar putea să fie penibil și jenant pentru aceștia vecin cu înfrângerea. Pe ideea, noi ți-am zis de mult timp și n-ai vrut să ascult și să înțelegi. Acum vii după atâta timp și ești de acord cu noi. Ca să nu ajungă într-o astfel de situație, este bine totuși să se poartă cu un strop de calm, de diplomație și de inteligență speculativă, ca să poată să intuiască ceea ce la un moment dat poate să fie luat în calcul. Cel mai înțelept este să nu fie vehemenți, să nu spună nu pe toată linia și să nu îi lase pe aceea să înțeleagă prea mult din ceea ce vor, ce pot, ce acceptă, să nu um, se arate prea supărat sau jigniți, chiar dacă contextul nu este unul flatant și simplu de suportat de către ei. Între 8 și 10 ianuarie după amiaza, mecanisme care în acest scurt răstimp pot să nu fie spectaculoase sau elogvente. Dar din 8 ianuarie, în casa a treia comunicării, își va începe tranzitul luna neagră. Ea va sta în zodia leului până pe 3 octombrie și timp de 9 luni de zile va tulbura felul de a vorbi, de a se exprima, de a dialoga, de a se înțelege, de a răspunde la provocări, la întrebări, atunci când este vorba de o relație în doi, o relație partenerială, o relație oficială, o relație cu o instituție, o relație cu un grup de oameni, o relație cu niște străini care îl verifică pe respectivul nativ, să spunem un juriu, niște examinatori un consiliu care evaluează și așa mai departe. Pentru cei mici și cei tineri ridică serioase probleme legate de învățătură prin un comportament mai puțin responsabil, deloc corect și cam favorabil evadării dintr-un spațiu clar dedicat învățăturii. Uită, nu învață, -ascultă, nu ascultă, nu-și fac temele, nu se prezintă la școală, nu se duc la meditator. Este o deviere de la sarcinile pedagogice, ba chiar este și o revoltă, un refuz, atitudine rebelă. Părinții vor avea cu cei care se apropie de vârsta adolescenței destul de mult de furcă pentru că vor trebui să-i convingă de utilitatea, de necesitatea, în fine, la limită și de obligativitatea de a se duce la școală și de a învăța. Cu cât vor crește, copiii vor ieși din acest con de atitudine rebelă și destul de irațională până la un punct, pentru că nu vor avea argumente, vorba doar de mofturi, chefuri, ambiții, și alinduri. Cu cât cresc, începe totuși o responsabilizare a lor, o conștientizare a acestei nevoi. Dar acolo se vor lovi ei înșiși de trecutul care, iată, îi ajunge din urmă. Și tot ceea ce n-au învățat, și tot ceea ce n-au studiat, începe acum să devină o problemă spinoasă dacă se pune problema unui concurs sau unei admiteri a unei trieri pe bază de cunoștințe, note și valoare a pregătirii școlare. Depășim etapa și până la toamnă, chiar și cei care au ieșit din adolescență vor avea probleme de orientare profesională și tendința de a abandona o formă de studiu pe care au început-o. Școala nu este bine aspectată pe niciun palier de vârstă. Dialogurile mai ales cu instituțiile și reprezentanții lor, sunt mântuite de conflicte dintre cele mai ciudate și culmea repetitive, adică cu o persoană sau cu funcționarul de la o anume instituție, câte un nativ se poate certa, nu odată, că acela a fost nervos sau n-a înțeles, ci de nu știu câte ori până la toamnă, pe aceeași temă sau pe teme asemănătoare, tot repetitive. Există pentru moment, în această săptămână, o deschidere pentru cei care tentează o formă de prezența lor în afara țării. Depășim latura excursii și scurte călătorii, ne îndreptăm către ceva mai concret și mai interesant sau mai tentant, și anume participarea la un festival, la un concurs, la un spectacol participarea la niște stagii de pregătire. Că totuși este vorba de casa, nu a pregătire superioară. Și acolo poate să apară o ofertă, o invitație, o situație la care nu se gândeau, nepregătită, nepremeditată, elementul surpriză, favorabil, lucrurile merg repede și în câteva zile pot pleca. Alteori surpriza și latura favorabilă vine din chiar câștigul pe care îl pot avea. Să câștige un premiu, să fie acceptați, tot o evaluare pozitivă este, tot un succes. Sau cu cât este mai important domeniul spre care se îndreaptă, care îi va primi, ca bursier, ca studenți, ca performer, cu atât este mai important valorează ca un premiu în sine. Din 13 ianuarie și ulterior pe 14 și 15 ianuarie, mecanisme mai mult sau mai puțin echilibrate, din punct de vedere afectiv, tendința celor născuți în zodia gemenilor este să nu țină cont de observații, supărări, necazuri ale celor dragi. Le ignoră, se facă nu văd, că nu înțeleg, ca să nu participe și să nu-și strice Bruma de echilibru. Săptămâna mai oferă acestor nativi însă și un alt element, și anume la sfârșitul zilei de 13 ianuarie, Marte, va reveni la mișcarea directă, ceea ce e un lucru pozitiv. Se termină cu piedicile pe care și le puneau singuri, cu încurcăturile pe care ei înși le generau, din greșeli, din neatenție, din minte complicată sau din dorința de a rezolva pe căi mai puțin ortodoxe, dar iată că rezolvarea nu venea și mai tare se încurca situația. Acum, revenirea la un mers direct a planetei Marte este favorabilă pe toate planurile, începând cu 13 ianuarie ora 23. Nu este un aspect al săptămânii, dar acest context se produce la sfârșitul acestei zile. El va fi valabil de acum până pe 25 martie, cât va dura șederea acestei planete în Zodia Gemenilor. Așadar, a avut de-a face cu un traseu, un mers direct al acestei planete în 2022, cu o lungă, lungă, lungă și complicată retrogradare. Și acum vor avea de-a face cu o și mai lungă ședere, Aproape trei luni este mult, e foarte mult, e aproape dublu unei șederi standard, ceea ce înseamnă că Marte va începe să-i pună la încercare pe nativi, le va oferi tot felul de variante și, de obicei, nu va fi vorba de o ofertă, ci de două. Totul va fi în regim dublu, ca să îi oblige să analizeze, ceea ce îi va pune în situația de a decide de a cântări și e bine să nu se grăbească, deși lucrurile se cam precipită. Mie personal nu-mi place foarte mult perioada, mai ales pentru cei născuți în gemen, pentru că le dă dorință de a rezolva repede și oricum, cu orice echip, cu orice preț, numai să se încheie etapa. Și atunci sacrifică aspecte importante, ignoră detalii esențiale. Pierd mai mult decât câștigă. La un moment dat, când vor trage linie și vor încerca să realizeze, așa cum se cheamă un total general, își vor da seama că nu au făcut chiar ceea ce trebuia. Putea fi mai mult, mai bine, mai frumos, mai sus, mai bogat, mai altfel. Este un fel de a se mulțumi cu puțin, doar de dragul de a bifa un gest, o faptă, un eveniment. Pe ideea am rezolvat-o și pe asta am scăpat de o grijă. Superficializează acest tranzit, accentuează egoismul, individualismul și alimentează soluțiile modeste, ieftine, minore și trecătoare.